porțiuni, ca aici pe drumul național 1 între Istorești, Comani, Buște, unde un kilometru se parcurge în 5 de 20 de minute spre disperarea șoferilor care au ales să-și petreacă sărbătoarele de Revelion la munte. Tocmai de aceea, polițiștii recomandă tuturor turiștilor care vor să vină acum la munte să folosească rute alternative pentru a ajunge în Poiana Brașov, să aibă mașinile echipate și să nu meargă cu viteză mare. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila se bucură de cea mai mare cotă de încredere din rândul politicienilor, conform celor de acest sondaj avantgard făcutului pe mine în PSD. El a propus fostul premier Florin Cuța la cea mai slabă cotă. Dacă de punct de viitoare ar fi alegere, PSD ar ieși de primul loc, iar pe locul 2 ar fi unul dintre cele două partide premier și ala, Angela Merkel, în 10 ani. Ministrul Sănătății se bucură de cea mai mare cotă de încredere, 41%. Dar cel ce loc cotul urmează, dar la o diferență de aproape 10%, are 32%. Gabriela Firea, 30% din persoanele care au fost chestionate în acest sondaj spun că au încredere și au o părere bună despre Gabriela Firea. Andrei de la Fata, 27%. Giorgio Simion, 23% pe această scară a încrederii și Claus Iohannis, 22%. Poate cea mai vertiginoasă scădere în încrederea românilor o vedem înregistrată la Florin Câțu, care ajunge la 4% încredere. Dacă ar fi cu cine ar vota românii în acest moment, în top este Partidul Social Democrat, 39%, 18% Partidul Național Liberal Extrem, de aproape de AUR, care are 17%, USR 10% și UDMR 5%. Danger anunță la pierderea titrurilor cinematografului și a seriilor de concert, măsură decisă de premierul Dragnea. Crăciunul a provocat revolte în cercurile artistice, iar duminica 5.000 de oameni au ieșit în stradă ca să ceară retragerea ei. Un producător de teatru s-a adresat Consiliului de Stat, cea mai mare instanță a țării, iar acesta a decis să suspende măsura autorităților. Potrivit Consiliului de Stat, nu s-a demonstrat că teatrele sunt locuri atât de periculoase pentru sănătatea și viața oamenilor încât să fie închise. Prin urmare, premierul a anunțat anulare măsurii și de astăzi oamenii pot merge la spectacole, însă doar cu mască. Ronaldo de acolo a marcat 3 goluri și a oferit 7 pase decisive în acest sezon, iar Gaz Metan continuă lupta pentru evitarea retrogradării. Mijlocașul de 24 de ani a învins-o de 1-0.